Ce ar trebui să faci atunci când te trezești? Este o întrebare foarte interesantă și de foarte multe ori avem impresia că dacă ne trezim foarte brusc, ne facem foarte mult bine. Realmente, atunci când te trezești, ar trebui să te trezești într-o poziție cât mai comodă și la fel de bine ar fi ca din poziția pe spate sau culcat cu fața în jos, depinde cum dormi, să te întorci pe o parte. Ridicarea din pat permanent se face cu cotul și cu mâna opusă. Adică nu te mai ridici niciodată din pat într-o poziție ca militarul, adică să te arunci în față. Tot timpul, ca să te trezești din pat, te vei folosi de cot și de palmă pentru a te ridica în poziția șezut și respectiv în poziția în picioare. Este o recomandare pe care o dau de fiecare dată când am ocazia să discut cu pacienții mei, pentru că la orice ridicare bruscă, din poziția de somn, putem să creăm contracturi musculare sau dureri de spate sau probleme la nivelul circulației arteriale sau venoase.